În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, binecuvintează, preajubează tot și ca să vorbesc. Amin. Iubiți credincioși, iată mesajul tainic al Învierii lui Hristos. Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, Osana întru cei de sus, adică mărirea lui Dumnezeu. În farmecul sau în frumusețea acestui praznic împărătesc, ne vom întâlni cu aceeași pildă de smerenia Mântuitorului Iisus Hristos și cu același cuvânt tainic al Sfintei Scripturii, în care se spune la psalmii lui David: deschide-vă în pilde gura mea, și iată că, într-adevăr, în multe pilde și în multe învățături au vorbit părinților noștri de demult și multe lucruri nou i-au învățat pe ei, nestricând pe cele vechi. Praznicul intrării în Ierusalim nu este altceva decât mesajul învierii venit imediat după coborârea din tabor, imediat după mântuirea lui Zaheu Vameșul, astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, și imediat în apropierea de Ierusalim, unde se săvârșește în Betania, cea mai mare minune, deci cea mai, să spunem, una dintre importantele stări de spirit care au creat atunci învierea lui Lazar pentru tot poporul iudeu, sau a fost cutremurarea poporului iudeu, după cum arată și Evangheliile, zice: mai bine este să moară un om decât tot poporul. Deci au ales ca această minune, învierea cea de obște, cum spune cântarea și droparul, deci să fie înțeleasă mai înainte de patimă prin învierea lui Lazar, iar ceea ce a vrut să arate Mântuitorul în 3 ani și jumătate de activitate publică, iată, se sincronizează și se înmănunchează în buchetul acestor 3 sărbători legate una de alta. Învierea cea de obște, deci învierea care urmează, că de fapt postul s-a și sfârșit, deci nu mai suntem în post, suntem în cinstita săptămâna patimilor, pentru că astăzi se spune: cel ce pe mânz de asină pentru smerenie și a noastră mântuire a binevoit Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, să intre în Ierusalim, iar de mâine se va spune: cel ce de bunăvoie spre patima sa a binevoit a venit Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru. Deci intrăm nu în altceva decât în acele dureri ale nașterii, deci în acele dureri ale nașterii pe care ar fi trebuit să le aibă biserica, întâi cea duhovnicească, adică Fecioara Maria sau Mireasa Duhului, deci Mireasa Tatălui și Biserica Duhului Sfânt, și apoi Biserica drept măritoare, deci nașterile creștinismului și plăsmuirile creștinismului din mentalitatea, deci din mentalitatea poporului iudeu, care avea să îmbrățișeze învierea prin cei care au fost cei 12 apostoli și apoi toți ceilalți ucenici care s-au alăturat noi învățături ai legii darului. Și iată că suferințele pe care Mântuitorul le dă în chip văzut, deci suferințele pe care Mântuitorul le dă în chip văzut lumii, prin cuvintele Scripturii, adică jertfă, cruce, patimă, piroane, suliță, scuipări, acele rugăciuni frumoase pe care voi le faceți seara, se cheamă închinările patimilor Mântuitorului, cu închinăciuni și cu metanii, nu sunt altceva decât durerile nașterii noii biserici sau a noii învățături. Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Ați văzut că întâi, înainte de intrarea în Ierusalim, s-a făcut învierea lui Lazar. Înainte de învierea lui Lazar a avut loc schimbarea la față, deci învierea minții întâi. De ce spun învierea minții? Pentru că întâi au fost luați apostolii și scriți în tabor să înțeleagă mărginirea și nemărginirea puterii Fiului lui Dumnezeu. Deci să se înțeleagă cele două voi și cele două firi, una omenească și una dumnezească. Și cum spune, taborul nu este altceva decât o lecție de necircumscriere în nemărginirea lui Dumnezeu. Sau cum spune prorocul David în psalmi: mare este Domnul și lăudat foarte, și mărturia lui și măreția lui n-are sfârșit. Psalmul 144.
Deci, aici a fost împotmolirea celor doi ucenici, Iacob și Ioan, cerând dreapta și stânga, cum v-am spus. Aici a fost împotmolirea lui Petru, care a spus, Doamne, eu merg pentru Tine până și la patimă, dar cocoșul cântând, Petru era deja lepădat și blestemat, nu cunosc pe omul acesta. Și mai mult Iuda, care s-a pocăit în felul lui, aruncând arginți în templu, dar până în final s-a spânzurat. Deci iată de ce Mântuitorul intră trist de florii în Ierusalim și nu intră în slavă, cum spune Evdokimov. Putea să intre călare pe cal, în semn de războinic, dar intră călare pe asin, care este semnul păcii. Nu intră cu suliți și cu săbii, cum le spune în grădina Ghetismani, când spune, zice, dacă n-aveți sabie, vindeți haina și cumpărați, ca să se împlinească ce s-a spus prin proroci și cu cei fără de lege au fost. Petru scoate sabia, urechea sare este lipită la loc și nici acea minune nu acreditează că fiul omului cel dat în mâinile ideilor este de fapt Dumnezeu cel adevărat, dar în final Mântuitorul discreditează imediat și spune cine scoate sabia de sabie va pieri. Iată de data aceasta intră în Ierusalim în ce? În cântări duhovnicești cu stâlpări de finic care nu sunt altceva decât acele fapte bune care trebuie să înverzească și să odrăslească ca măslinul faptele bune. Deci faptele bune sunt acei muguri de viață care avea să-i nască legea darului în noua biserică duhovnicească. Troparul care l-ați auzit cântând, cântat și ieri și astăzi, cu prilejul pomenirii morții lui Lazar și astăzi cu prilejul intrării în Ierusalim, învierea cea de obște mai înainte de patima ta. Mărturiile învierii din Sfânta Scriptură, pentru cei care le-ați citit și celor care le-au fost lene sau nu le-au înțeles, s-au dovedit a fi multe și covârșitoare. Întâi de toate, la învierea fiului văduvei din Nain, s-a arătat că Mântuitorul era stăpânul morții și al vieții prin faptul că i-a spus, tinere, zic, scoală-te. Iar după ce s-a sculat, a început să vorbească. Iată o mărturie că nu stătuse într-o moarte clinică, când omul revenindu-și dintr-o moarte clinică stă în reanimare, cum se spune. Acesta se scoală și vorbește. Dar nu-i spune, înviază, tinere, scoală-te. În sensul de scoală-te, să arate că moartea era un somn, nu în fața poporului iudeu sau în fața mărturiei martei care vine și spune, dacă ai fi fost aici, fratele nostru n-ar fi murit. Și el, Mântuitorul, îi spune, eu sunt învierea și viața. Este primul mesaj de acest gen în fața poporului iudeu și în fața comunității omenești din Ierusalim, deci și de pe pământ, când Mântuitorul, fără să cadă în mândrie, își dă demnitatea dumnezească și arhierească, spunând, eu sunt stăpânul vieții și al morții. De ce? El avea să aducă jertfa, de ce spun arhierească? El avea să aducă jertfa odată pentru totdeauna, spălând cu sângele său și cu trupul său păcatul lumii și păcatele lumii. Păcatele care se vor face până la sfârșitul veacului și păcatul lumii, adică prototipul celor doi, Adam și Eva, căzuți, restaurați, spălați, înnoiți, luminați, îndumnezeiți, desăvârșiți în Iisus Hristos, cum spune Părintele Stăniloae. O altă mărturie a învierii lui Iisus Hristos, care trebuia înțeleasă și trebuia înțeleasă cu adevărat, a fost și învierea fiicei lui Iair. Nu faptul că s-a apropiat de casa lor, ci faptul că argumentele celor care veneau au spus, n-are rost să ostenești pe învățător că ea a murit. Și a spus Mântuitorul, n-a murit, doarme. Un al doilea argument în care moartea este socotită somn. În fața cui? În fața izvorului vieții și al morții. În fața Mântuitorului Iisus Hristos. Și cum arată Părintele Stăniloae, vreau ca să înțelegeți, Iisus spune și Evanghelistul Ioan, eu sunt pâinea ce s-a coborât din cer. Tot Mântuitorul spune, eu sunt apa cea vie, samarinencii. Tot Mântuitorul spune, eu sunt apa vieții. Tot Mântuitorul spune, eu sunt lumina lumii. Tot Mântuitorul spune, eu sunt adevărul, calea și viața.
Deci, iată, este primul argument în fața celor de față care au fost martori acestor minuni, că nu-L recunosc pe Dumnezeu, că nu-L înțeleg pe Dumnezeu. Și ca drept dovadă că nu-L înțeleg pe Dumnezeu, și atunci când se apropie de patul suferindei fiicei lui Iair, care murise de curând, ei vin și încep să râdă. Citiți Evanghelia și o să vedeți. Mântuitorul i-a dat pe toți afară, au prins pe Petru, pe Ioan, pe Iacov și pe părinții fetei, s-a apropiat de ea, cum spune acolo, talita cumi, deci i-a spus să se scoale, i-a spus să se ridice și i-a dat ca să mănânce. Celuilalt i-a spus să se scoale și a vorbit. Acestea i-a dat ca să mănânce. A considerat că atunci când după înviere, cum o să vedem de-a lungul Evanghelilor până la înălțare, vor vedea pe Hristos înviat, să nu rămână mirați de două lucruri. Argumentul 1. Fiul văduvei din Nain a vorbit și Mântuitorul după înviere s-a arătat cu glas. Marie, pace vouă, bucurați-vă, luați Duh Sfânt. Iată, și în învierea de dinaintea Vechiului Testament s-a arătat că întoarcerea sufletului în trup cu puterea dumnezeirii nu face altceva decât să readucă omul la normal. Și atunci sigur că și Mântuitorul n-a apărut duh sau nălucă, că și acest fiu a vorbit, deci mărturia Sfintei Scripturi. O altă mărturie a Sfintei Scripturi, când după înviere, ca să-i încredințeze, le-a spus nu vă temeți, sau pace vouă, bucurați-vă, a mâncat pește fript și fagure de miere. La fel și aceasta, deci fiica lui Iair vine și îi se dă la învierea din moarte, deci la spularea din somn, ca să mănânce, vrând Dumnezeu să arate că totul este firesc și normal în fața stăpânului vieții, adică ca și cum ea ar fi dormit un somn de prunc mic care doarme somnul la amiaz, iar când mama o trezește, îi spune sau copilului, hai, ia și mănâncă. La fel și Mântuitorul i-a dat ca să mănânce. Al treilea argument și cel mai grozav, deci pentru care cuvântul grozav este cuvânt omenesc sau cel mai suprafiresc sau mai supranatural, este învierea din morța lui Lazar. Mărturiile învierii, deci mărturiile care au contracarat învierea lui Lazar, au fost exact toate mărturiile pentru care Mântuitorul Iisus Hristos, în mintea dumnezeiască, dar înomenită fiind ca persoană și umană și divină, El a înțeles tot ce vor face acești nenorociți, acești Ana și Caiafa și tot iudaismul lor, după învierea Lui. Și a programat ca în învierea lui Lazar, adică a programat, și a programat ca în învierea lui Lazar să decurgă etapă cu etapă tot ceea ce va putea mai târziu să fie contraargument iudeilor. Stând departe, nici fiind lângă Betania, le spune ucenicilor, Lazar a adormit. Deci le pomenește întâi dumnezeiește, de moarte ca fiind un somn. Mai stă din nou și mai meditează, le spune despre patimă, despre înviere, vede că sunt grei la minte, zăbavnicilor cu mintea, și le-a vorbit Scriptura până la proroci, și începe din nou să le spună cu adevărat, Lazar a murit. Vedeți în Evanghelia de la Ioan, în versetul 14, Lazar a murit. Toma, fricos din fire, auzind ce s-a petrecut la tabor, văzând cearta dintre ucenici, văzând tot ce se întâmplase împrejur, ce a zis? Să mergem să murim și noi cu El. Credea că Mântuitorul va încerca o falsificare, a cuvintelor Lui, nu în sensul ca să-i minte. Ce a zis? Mântuitorul ne spune că Lazar a murit și se duce ca să-L învieze, ca să moară și El. Să nu-L lăsăm să moară, să mergem să murim cu El împreună. Mântuitorul înțelege gestul și se apropie de Betania. Îi lasă pe ucenici ca să vină. Ca un cortegiu de mormântare. Plâns, lacrimi, flori, păreri de rău, condolianțe și așa mai departe. Nimeni nu înțelege de fapt rostul morții, nimeni nu înțelege de fapt rostul vieții, nimeni nu înțelege prezența vieții veșnice în moarte și cum se-și obișnuiește, firesc și de auzit, a fost nedrept Dumnezeu, l-a luat prea de tânăr, a luat-o prea de bătrână, i-a răpit copiii, i-a lăsat fără mamă, fără tată și așa mai departe. Ei, aceste argumente au existat încă din
în momentul când Mântuitorul era pe pământ și se arată categoric că mulți iudei veneau să o mângâie pe Marta și pe Maria pentru moartea fratelui lor. Femei fiind, slabe fiind, firești fiind, trupești fiind, gândind omenește, sigur că și-au jelit fratele, dar în speranța interioară a sufletului lor, licărea acea învățătură. Cred că dacă ai fi fost aici, fratele nostru n-ar fi murit. Și Mântuitorul îi adresează o întrebare Martei cam dură. Marta și-a exprimat regretul. Spune așa, Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele nostru n-ar fi murit. Ce am spus adineori? Fratele tău va învia. Scurt, categoric. Biserica arată acest argument. Moartea e somn. Și ea a răspuns, știu că va învia, deci iată, era și citită. Iată, cunoștea Tora, legea iudaică, cunoștea învățăturile Sfintei Scripturi. Dar va învia în ziua cea de apoi. Deci va învia în ziua cea de apoi. Iisus, văzând îndoiala Martei și văzând ceea ce s-a spus și în vechime, cine spune lumea că ești tu? Spune că ești Ilie. Spune că ești Ioan sau altul dintre profeți. Petre, tu cine spui că sunt? Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu cel preanalt. Ia să vedem la Marta. Mântuitorul face o declarație din care Marta va da răspunsul final. Mântuitorul îi spune Martei, când aude că vorbește de învierea de apoi, eu sunt învierea și viața. Nu în sensul egoismului, nu în sensul măririi de sine, nu în sensul înălțării sau apărării de sine, nu! În argumentul pe care l-am mai spus de multe ori, lui Filip, eu și Tatăl una suntem. Fiți desăvârșiți precum Tatăl vostru cel din cer desăvârșit este. Fiți sfinți, iubiți-vă între voi! Și așa mai departe. Cel ce crede în mine de va muri, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri în veac. Deci, iată, își redă puterea dumnezeiască în cuvinte omenești, dar care nu poate fi înțeleasă în aceeași clipă de Marta și Maria. Pentru că o să vedeți imediat întâmplare. Crezi tu aceasta? Deci, din nou îi adresează chemarea credinței. Vezi că asta numai prin credință se face? Nu prin clătite și prin papanașe, prin pâine și prin sarmale? Vezi că prin credință se face aceasta? La întrebarea dacă crede, iată ce îi spune Marta. Da, Doamne, eu am crezut că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu care ai venit în lume. Aceasta a fost mărturia concretă pentru care Mântuitorul Iisus Hristos, după înviere, și-a identificat pentru a treia oară mărturia în fața femeii samarinenci când îi spune, eu sunt Mesia. Da, eu sunt. Voi vă rugați la Garizim și acolo nu-i Duh și adevăr. Dar va veni o vreme când vă veți ruga în Duh și adevăr. Eu sunt Mesia care dacă îți dau apă, n-ai să înseți niciodată. Apa cea vie. Eu sunt pâinea ce m-am pogorât și așa mai departe. Dar Iisus nu se lasă încredințat de îndoiala Martei. De ce? Se apropie de mormânt, știind și fiind cunoscătorul a toate, că se vor pune străji la mormânt, că se vor pune peceți, că se va pune pază. Și ce face? Se apropie frumos de locul unde zăcea Lazar, și arată Evanghelia frumos, am luat ca să vorbim clar și pe înțeles și nu la întâmplare, și zice așa, s-a dus, a chemat pe Maria, s-a apropiat la locul unde îl întâmpinase și Marta. Iar iudeii care se mângâiau, trecem peste aceasta, Iisus s-a tulburat în sine cu Duhul. De ce s-a tulburat? Opinia Mariei este la fel ca a Martei. Vorbesc unei femei și cealaltă înțelege tot aiurea. Ăsta este mesajul. Să bate apa în piuă și nu se înțelege nimic. Adică eu vă vorbesc de înviere, vă fac minuni și voi totuși mă credeți un Dumnezeu care trebuie să mă păzească două femei sau 12 apostoli. Îl irită pe Mântuitorul treaba aceasta. Pentru că mintea asta îngustă nu înțelege că nu jurisdicția, nu puterea,
Nu mărirea, nu banul sau nu firea schimbă omul, ci credința. Și se apropie și zice, unde l-ați pus? Trece concret la actul învierii. Arătând cu ce înviere avea să învie și el. De aceea îi se spune învierea cea de obște mai înainte, de patima ta, încredințând-o pe Lazar din morți l-ai sculat. Îi încredințează categoric Martei și Mariei și celorlalte mironosițe care vor fi după dimineața din tâia săptămânii la mormânt și le arată exact cum va fi învierea. Le redă, cum se spune, exact o retrospectivă a celor ce vor fi. Exact ca la un exercițiu. La... Când se face liber ales, faci ce vrei. Când este impus, trebuie să faci pregătire să iasă corect. Ei, Mântuitorul se apropie cu puterea dumnezească de loc unde zace Lazar, adică un trup mort, mărturie că miroase că e mort de 4 zile. Și ce face? Primul lucru, deci primul lucru care îl demonstrează necesar și omenesc unui om mort, este acesta. Dați piatra la o parte. Deci trebuie dată piatra la o parte. Ori această piatră nu trebuia dată numai de pe mormântul lui Lazar. Această piatră este piatra de poticnire din capul unghiului de care se poticnesc mulți de ea. Este piatra care învârtoșează inima și nu lasă loc credinței lui Dumnezeu. Este piatra care nu lasă îndoiala să iasă din sufletul nostru. Este piatra care nu lasă să ne lăsăm în seama și în voia lui Dumnezeu. Este piatra părerii personale care nu le dă dreptul de a mai asculta poate părerea altuia sau a crede că e bună și ni se pare că noi știm că așa vrem, îi le explici omului, spui de 10 ori și el știe tot pe a lui că așa vrea el în loc și nu pe drum. Și atunci în final Mântuitorul, văzând și această îngroșare a inimii, scapă lacrimi. Nu scapă lacrimi de părere de rău. Nici nu îl plângea pe Lazar, departe gândind, cum spuneau iudeii, iată cât de mult îl iubea. Ci scapă lacrimi când vede că și acest argument concret care acum va fi pus în tavă este luat în râs. Adică ei nu înțeleg. El simțea cu Duhul, Mântuitorul care era Duhul adevărului, simțea tot ce se întâmpla în interiorul sufletelor și a trupurilor și cum toți murmurau, alții ziceau, ia să vedem ce o mai fi și cu asta, cum s-o mai întâmpla și cu aceea, dar să vedem cum se va petrece minunea. Și spune că în momentul acela unii comentau, el care a deschis ochii orbului nu putea să facă pe acesta să nu moară? Deci iată ce argumente au adus. L-ar fi făcut pe Dumnezeu, într-un cuvânt, incapabil de moartea lui Lazar. Adică tu care deschizi ochii la orb, nu puteai să faci un semn de la distanță ca el nici să nu moară? Mântuitorul le demonstrează încă o dată că nu moare și că nu-i mor. Deci suspinând iarăși Iisus, iarăși a suspinat. Sigur că era o săgeată. Asta, această săgeată se poate înțelege în felul acesta. Vii, l-a spovedit, ai învățat ce ai avut de făcut, s-a spus ce trebuia să faci, iar când vii data viitoare, stai exact ca un ăla picat din lună. A, păi n-am făcut, păi n-am știut, nu mi-a făcut, iar am căzut, iar am fumat, iar am băut, iar am curvit. Ei, aia irită pe cel care îți este confesorul sau duhovnicul. Ei, același lucru l-irita de data aceasta pe Iisus Hristos. Și spune, a suspinat iarăși în sine. Ce a zis? Grei de cap și slab de minte. Și spune că a mers la mormânt și era o piatră mare, că așa era modelul, n-aveau pământ și țărnă ca la noi. Săpau un morminte în stânci, puneau o placă mare, sigur, probabil o lipea cu ceva glet pe margine să nu iasă mirosul și în căldura aia puternică îi băgau acolo și se conservau, se uscau. Ridicați piatra. Și iarăși intervine Marta, slabă sufletește, puțină trupește și la minte. Doamne, zice, are să miroasă că-i mor de 4 zile. Cu 3 minute în urmă, ca să vedeți cine-i mintea omenească, zice, Doamne, eu am știut că Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeu, care a venit în lume. Deci tu îl recunoști ca Dumnezeu și în aceeași clipă vii și îi spui, nu ridica piatra să nu-ți stârnești epidemie, că miroase. Vezi ce minte trecătoare are omul și împrăștiată. Ei, acestea sunt lacrimile care le varsă Mântuitorul pentru lume. Aci să plânge, aci să râde.
a ci se înjură, a ci se fură, a ci se postește, a ci se lăcomește, a ci se sărăcește, din coace se zgârcește. Ei, sunt lacrimile de întristare ale Mântuitorului pentru lume. Este plânsul și tristețea pentru care el nu intră vesel în florii și nu alege cal războinic, ci alege asin al păcii. Fiți blânzi ca, dacă vreți să moșteniți ceva sus. Și Iisus nu a făcut o repulsă sufletească, dar i-a spus cu un glas blând și cu un ton hotărător: nu ți-am spus că dacă crezi ai să vezi slava lui Dumnezeu? Exact același lucru care îl întâlnim noi și irită și pe Domn și pe Doamne. Ești prost? N-ai înțeles? Deci, supără vorba, dar Mântuitorul la fel se adresează. Atâta lipsă de memorie, atâta lipsă de gândire, acum mă faci Hristos? Și unde o întâlnim? Din nou în Evanghelie. Petre, cine zice că lumea asta, că eu sunt? Hristosul, Fiul lui Dumnezeu cel preanalt. Doamne, cruță-te pe tine, stăm la tabor aici și clocim aici la bine, fără să mai mergi la patimă, că am dat noi de norul Duhului Sfânt și de pacea sufletească și ne facem trei colibe. Nu! Trebuie Fiul omului să fie dat în mâinile cărturarilor fariseilor, să-l omoare și să-l îngroape și a treia zi să învieze, să-l bată pe cruce și să-l pălmuiască, că alminteri nu putea să aibă loc schimbarea, schimbarea lumii, schimbarea la față a creației, din rău în bine, din sărăcie sufletească în bogăție sufletească, din întuneric sufletesc în izvor de lumină sufletească. Pentru că izvorul stă în inima omului. Acolo stă împărăția lui Dumnezeu, nu pe afară. Au ridicat piatra, dar în momentul ridicării pietrei, miros nu ieșea dinăuntru. Mântuitorul n-a făcut semne, a ridicat ochii la cer, iată, rugăciunea și credința. Și i-a zis: Părinte, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Care era ascultarea? Făcuse un semn să văzuse ceva? Nu. Îți mulțumesc că ceea ce se va petrece în curând va arăta că eu sunt tu și tu ești eu. Adică eu și Tatăl una suntem. Eu știam că întotdeauna mă asculți, dar nu pentru mine, ci pentru mulțimea care stă împrejur, am zis, ca să creadă că tu m-ai trimis. Deci vezi pentru ce vine să le facă înviere de obște mai înainte de patimă, mai înainte de patimă? Vezi de ce vine să le arate cine este Dumnezeu? În prochimen, cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Tu ești Dumnezeu care faci minuni. Mai facem și noi minuni pe margine. Spuneam odată, mi-a zis cineva, zice: Părinte, zice, dar înainte se făceau atâtea minuni, azi nu se mai fac. Să fac azi minuni de n-ai cărți ca să le scrii, numai că nu-s cu Dumnezeu, că-s cu celălalt, cu Mamona. Și zicând acestea, Mântuitorul Iisus Hristos și-a arătat de plin dumnezeirea. Lazare, vino afară! La cuvântul Lazare, vino afară, nu este altul decât mesajul cel veșnic al învierii lui Hristos. Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Și așa cum Lazare ieșea afară, învălit, înfâșit de pânză, cu mahramă, la care Mântuitorul spune: dezlegați-l și lăsați-l să meargă, asemenea întâmplare se petrecea în ceruri în clipa învierii lui Hristos și a înălțării la cer, când îngerii se întrebau: cine este acesta din vosor ce vine cu haina roșie ca purpura și roșie ca sângele? Acesta este Fiul lui Dumnezeu care a mântuit neamul omenesc. Deci iată, le dă mărturia învierii la modul cel mai concret. Le dă mărturia învierii la modul cel mai obștesc. Mai mult de atât nu vă este îngăduit a ști, le spune celor de față, prin ceea ce face Lazar venind afară în mahramă și în pânze învelit. Le arată: mai mult de atâta nu pot să vă fac. Să vă spun din tainele lăuntrului meu, nu pot, că Dumnezeu e nemărginire. Să vă spun din tainele dumnezeirii, nu le puteți înțelege, că nu este cu putință oamenilor a vedea pe Dumnezeu, la care nu putează căuta oștile îngerești. Să le spună: eu sunt Dumnezeu, pipăiți-mă, s-ar fi ars Maxim Mărturisitorul. Dacă o singură zi lumea ar iubi pe Dumnezeu cât iubește Dumnezeu lumea, pământul s-ar topi de dragostea lui Dumnezeu. Și trecând mai departe peste aceasta, și pe Lazar din morți l-ai sculat, Hristoase Dumnezeule, pentru aceasta și noi ca pruncii semnele biruinței purtând. Deci iată care sunt semnele biruinței.
Semnele biruinței sunt acele cântări și acele stâlpări cu care Mântuitorul Iisus Hristos este întâmpinat ca biruitor al morții în Ierusalim. Dar ce au făcut? Au transformat o sărbătoare împărătească, au transformat un praznic prealuminat al învierii lui Lazar, care era premergătorul învierii lui Hristos, de stăpânul lumii și al timpului, și-au transformat sărbătoarea într-un model de revoltă socială. Vor veni romanii, spune Ana și Caiafa, de nu-i ucidem și pe Lazar și pe el. Și o să ne ia și statul, ținutul, o să ne ia și pe noi, zice, trebuie să moară. Iată cum primește neamul omenesc învierea, cu pântecele plini de roșcove, cu pântecele plini de mâncarea porcilor din țara păcatelor. Așa spune Oliver Clement. Și trecând mai departe, de aceea, slăvindu-l pe biruitorul morții, grăim Osana, adică mărire, celui dintr-o înălțime. De ce este într-o înălțime? Pentru că în aceeași clipă, ca la bobotează și ca la schimbare la față, se întâlnesc două planuri. Planul dumnezeiesc de sus cu planul dumnezeiesc de jos. Unite prin ce? Prin omul întrupat, prin Fiul lui Dumnezeu. La tabor lumina țâșnește dinăuntru spre afară și luminează pe toți cu lumina Harului și a nemărginitului izvor al luminii, pentru că este izvorul luminii, pe stăpâna lumii, sau cum spune, pe Maica luminii, într-o cântare să o cinstim, iar de sus, de la bobotează, deci la Epifanie sau la arătare, din nou glasul Tatălui vorbește în timp ce cuvântul stă întrupat în ape cu mâna lui Ioan în creștere. Deci iată, ești tentat să crezi că ai doi Dumnezei, dar nu sunt doi Dumnezei. Unul și același este. Nu mărturisește cuvântul întrupat tăcând și vorbește Tatăl nemărginitul. Deci iată, ele sunt unite în lucrare, dar neamestecate. Și trecând mai departe, bine este cuvântat, bine ești cuvântat cel ce vii într-un numele Domnului. Deci întâi Iisus Hristos este binecuvântat, slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire, iar în același timp, concomitent, bine ești cuvântat cel ce vii într-un numele Domnului, în sensul că aduce lumina sau puterea, cum spune aici mai departe Părintele Stăniloae foarte frumos. Zice, îl numește Evanghelistul Ioan cuvântul, îl numește învierea și viața, pentru că este persoană dumnezeiască, este biruitorul morții, nu pentru că se teme de moarte, ci pentru că moartea s-a izbit de izvorul vieții. Deci ai văzut de ce moartea a rămas somn? Ai văzut de ce moartea a rămas adormire? În puterea ei, izvorul morții fiind izvorul răului, fiind satana, mincinosul, s-a izbit de izvorul vieții. De ce? Și satana și avea originea în izvorul vieții, pentru că el îl crease cu gândul și cu cuvântul atunci când au făcut cerul și pământul. Nu l-a făcut satana pe Dumnezeu, ci Dumnezeu l-a făcut pe satana înger al luminii și mesager al izvorului vieții și el s-a transformat într-un izvor al morții și într-un mesager al întunericului. Și trecând mai departe, Iisus, deci trebuie scos în evidență acea mărturie a învierii. Nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Slava lui Dumnezeu nu se vede din vorbe goale. Slava lui Dumnezeu nu se vede din povești. Slava lui Dumnezeu nu se vede din cuvinte întortocheate sau încrucișate ca la rebus. Slava lui Dumnezeu se vede direct din fapte. Lazare, vină afară. Și în clipa când cel de-al treilea martor al învierii Lazar demonstrează că va fi o înviere, aici se dezamăgește tot planul iudaic de a spune, l-au furat. Nu l-a furat, că a fost nevoie de oameni să tragă piatra. I-au ascuns trupul mort. Nu i l-au putut ascunde, că mirosea și sâmța străjile, nu putea să-l fure, că nu era spray paralizant pe vremea aceea. Mai mult decât atât, un mort nu putea să mai dea singur piatra la o parte. Dar se întâmplă o minune care este depășită de mintea noastră, că în momentul învierii lui Hristos, pecețile rămân nestricate, cum au fost pecețile Fecioriei, ușile rămân încuiate, Hristos trece prin ele și se duce pe scaun cu Tatăl, toate umplându-le cel acesta necuprins,
dar în aceeași clipă, pentru ca oamenii să înțeleagă rostul învierii, vine mesagerul dumnezeiesc al luminii, îngerul și răstoarnă piatra de la ușa mormântului. Dar de ce o răstoarnă? O răstoarnă ca să găsească străjile mormântul gol și ducându-se la iudei s-au înfricoșat și au spus ceea ce n-au putut să spună. Ce? S-a făcut un vuiet și un cutremur mare și o lumină orbitoare. Piatra a fost răsturnată de pe mormânt, Iisus nu mai era de mult acolo, iar străjile au căzut ca moarte și au adormit. Iar cei din tâi martori ai învierii erau acele femei care au venit cu miresme să pregătească să nu miroase trupul învățătorului lor sau să se lipească muște sau tot ce putea să fie infect și să ungă cu giulgiurile, cu mirurile pe care Iuda adineaur în Evanghelia de astăzi spunea trebuie vândut și dat săracilor cu dinari, la care Mântuitorul din nou le face o afirmație. Nu înțelegeți dumnezeirea. Pe săraci aveți tot timpul cu voi. Dar pe mine nu mă aveți tot timpul. Acesta este mirul îngropării. Deci întotdeauna trebuie făcută distincția. Când este vorba de mamă, de tată, de frate, de soră, de prunc, de țarină, de holdă, atunci și este pus și Dumnezeu în discuție, acestea sunt nimic. Mamă o să mai găsești, că nu pleacă nicăieri, tată o să mai găsești, dar credința în Dumnezeu odată pierdută nu se mai regăsește decât cu jertfe puternice. Nimeni din cei ce s-au lepădat sau nimeni din cei ce s-au pocăit n-au reușit vreodată să explice lumii împăcarea lor cu Dumnezeu. De ce? S-au simțit veșnic datori. Deși Dumnezeu nu ne datorează cu nimic. În tăcere s-a făcut sărutarea grumajilor, în tăcere s-a făcut așteptarea, în tăcere s-a făcut iertarea și ospățul bine pregătit cu inel, cu încălțăminte, dar nu în tăcere, ci în slavă s-a văzut bucuria și veselia întâlnirii păcătosului cu cei drepți sau acelor drepți cu cel păcătos care se veselesc de întoarcerea lui. Ei, Mântuitorul Iisus Hristos intră trist în oraș, intră supărat, intră mâhnit sufletește, pentru că în momentul intrării în Ierusalim, el știa de fapt că se apropie paharul de care nu mai putea scăpa, dar mai mult decât paharul, se apropia momentul ca celor care le-a făcut minuni la tot pasul și l-au auzit și în ultima clipă spunând o legiune de îngeri și șterge tot într-o clipă, nici aceasta nu i-a convins. I-a spus lui Iuda în față, el mânca pâine din blid. Și să vedeți întâmplare, că cineva a pus o întâmplare din asta filozofică, teologie particulară, băbească. Zice, dar Iuda ce-i vinovat că el trebuia să-l vândă? Nu-i vinovat că trebuia să-l vândă, e vinovat că nu și-a cerut iertare ca Petru. Nu pentru că l-a vândut, că putea să-l vândă și Ioan sau Petru sau Iacob sau ceilalți. Dar lui Iuda i-a fost dat sorțul să-l vândă, pentru că el era mai lacom și mai iubitor de argint. Și el și-a schimbat învățătorul pe o pungă de bani și pe o sărutare. Dar pe Dumnezeu nu l-a iritat aceasta, nici de cum. L-a știut că-i slab. Act de slăbiciune și la Iacov și Ioan, act de slăbiciune și la Petru și la Matei și la toți care au fost. N-au fugit și s-au spulberat, nu era niciunul. Dar i-a iertat în sensul că s-au căit, au plâns. Mărturia supărării este doar aceasta. În momentul când străinul îi ajunge pe Luca și Cleopa, ce spun ăștia? Dar ce sunteți triști? Deci arăta că erau triști. Păi ce, dar ce tu ești sângurul? Ierusalim, tu nu știi câte întâmplări au fost. N-ai auzit din mai mari noștri care au îndrăznit și au răstihnit pe un învățător care ne-a spus nouă că el va mântui lumea. Le era lor rușine de fapt a celor mari ai lor. Și arhiereii noștri, zice, sinedriul nostru, zice, a hotărât aceasta. Și el ne-a spus că va învia a treia zi, zice. Și femeile deja ne-au spăimântat cu niște vederi. Zăbavnicilor cu mintea. Toți au fost zăbavnici cu mintea. Dar ce se întâmplă? Modelele de pocăință sau scara duhovnicească din lungul postului vine să arate că din treaptă în treaptă omul urcă câte o clipă. Urcă și Maria Egipteanca, urcă și Palamaș, Ioan Scăraru și toți ne arată trepte de urcare în cer, în infinitul iubirii lui Dumnezeu, în cer. Că cerul nu există. Cerul este împărăția lui Dumnezeu. Ăsta este un cuvânt vulgar.
De ce vreau să spun aceasta? Nimeni nu poate să spună cerurile cerurilor și slava cea mai presus de ceruri. Ce-i dincolo de ceruri? Decât nemărginirea lui Dumnezeu. Spune așa, s-au sfătuit să-l omoare pe Lazar. Deci, iarăși, argument care să arate că învierea nu poate fi valabilă. Lucru bun spus. De ce bun spus? Bun spus pentru că Mântuitorul, în clipa învierii din mormânt, în clipa ieșirii a treia zi din groapă, n-a mai pomenit nici de învierea fiului văduvei din Ain, n-a mai pomenit nici de învierea fiicei lui Iair, n-a mai vorbit nici de învierea lui Lazar. De ce? Lazar deja era la masă cu Mântuitorul după ce îl înviase și era de față la ceea ce aveau de făcut iudeii și la tot ce trebuia să întâmple. Erau niște învieri trecătoare care au venit să arate că se poate tot ce se vrea la Dumnezeu. Dar învierea cea de obște, învierea lui Iisus Hristos din morți, învierea cea mare, sau inima și praznicul sărbătorii creștinătății, sărbătorit în valuri de sfântă lumină la Ierusalim, în valuri de cântări duhovnicești în bisericile creștine, prin spovedanii și împărtășanii și multe rugăciuni și osteneli în timpul postului, nu sunt altceva decât mărturia bucuriei de la trecerea dintr-o stare rea în una bună, de la o lege la alta, de la un har la alt har mai mare. Deci s-a trecut de la literă la duh și s-a trecut de la întuneric la lumină, s-a trecut din moarte la viață și de pe pământ la cer, troparul, și s-a trecut, mai bine spus, prin poarta Hristos spre Tatăl. Eu sunt ușa, cine va intra prin mine și va ieși, va intra și va ieși și pășune va afla. Deci iată unde s-a intrat. Acesta este Paștele sau trecerea acestui praznic împărătesc. Această Duminică a Florilor poate fi închipuită exact ca o trecere mai de demult când s-a trecut prin Marea Roșie. De ce? Pentru că Mântuitorul Iisus Hristos în această săptămână de patim, când vor începe celelalte evanghelii cu smochinul, cu fecioarele și toate celelalte care simbolizează o lege veche, strâmbă și sucită și slabă în cele duhovnicești, să vină să imprime o evanghelie a darului în care omul de bună voie și din dragoste îl îmbrățișează pe Hristos, nu de frica popii, nu de frica mamii, nu de frica tatii, nu de rușinea oamenilor, nu de rușinea morală a societății sau de altceva. Dar, odată cu moartea lui, deci odată cu învierea lui Lazar, rămâne clar argumentul că Hristos va învia. Iar odată cu învierea lui Hristos, rămâne clar argumentul că Lazar nu va mai muri niciodată. De ce nu va muri Lazar niciodată? Pentru că a înviat Hristos, cel care l-a înviat și pe el din morți. Deci, la rândul, a trecut prin etapa Lazar și Mântuitorul Iisus Hristos. A stat în mormânt 3 zile, cum a stat și Lazar, n-a mirosit și s-a înălțat la cer, cum au crezut mironosițele vânță lungă cu arome, și a stat de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, acolo împărăție nu va avea sfârșit. Auzi pentru ce vine Hristos. Și mai mult decât atât, și Ioan Damaschin spune în dogmatici, dacă Hristos nu ar fi înviat, credința ar fi fost zadarnică. Deci ceea ce îi spunea, crezi tu, cred. Ei, ca să crezi, trebuie să vezi. S-a văzut, argumentele învierii rămân clare. Mormântul, piatra, Hristos, Lazar, fiul văduvei, fiica lui Iair, mironosițele, Marta și Maria și mai mult decât atât, cei 12 apostoli care, cum spune Psaltirea și Duhul Sfânt în Psalm, au ieșuit sau caii lor la mare și au tulburat ape multe. În tot pământul a ieșit vestirea lor și la margine lumii cuvintele lor. Deci faptul că creștinismul triumfă astăzi în mizeria infernală a lumii întregi și stă strecurat prin sfintele biserici, prin sfintele liturghii și cele 7 taine, arată că Dumnezeu rămâne veșnic biruitor prin ce? Nu prin stâlpări care le veți lua astăzi în simbol de înviere la Florii, ci prin lumina învierii. Tot postul s-a arătat și nimeni nu i-a înțeles simbolul. Înțelepciune drept, lumina lui Hristos luminează tuturor, să spune. Deci nu stâlparea, nu mlădița, aia rămâne tu să-ți o iei singur prin fapte bune,
Iar când pui haine pe asin, n-ai decât să-ți pui sufletul curat și să-l duci la biserică, la spovedit, n-ai decât să-l apropii de Hristos sau să-l atingi de Hristos prin împărtășanie și n-ai decât să intri în Ierusalim, adică la Sfânta Împărtășanie, ori de câte ori simți nevoia. Ierusalimul bisericii, Ierusalimul sufletului sunt în permanentă legătură. Nu există loc unde să nu găsești duhovnicul să te spovedești, să te împărtășești când ți-o cere sufletul. Nu există loc unde să-i ceri duhovnicului binecuvântarea și să nu o primești. Și nu există loc unde să vrei și să nu se poate. Lenea este o armă de bază, trândăvia a doua armă de bază, nepăsarea a treia armă de bază, uriașă sufletului, uitarea, nepăsarea și trândăvia. Ei, acești trei dușmani stau la poarta Ierusalimului și în loc să strige Osana, bine este cuvântat ceea ce vine într-un nume Domnului, am venit târziu, dacă nu mă spovedește azi, n-ar decât vin la anul. Deci iată mesajul învierii în rândul oamenilor. Deci trebuie să fim mult mai concreți cu noi. Mult mai puțin exigenți cu alții și mai exigenți cu noi. Ne întrebăm de ce ăla se împărtășește, de ce ăla se spovedește, de ce ăla se închină, de ce ăla se roagă, că ar merita sau n-ar merita. Dar întreabă-te pe tine, tu, dacă meriți, de ce nu vii să o iei? Tu, dacă meriți, de ce nu te străduiești? Tu, dacă poți, de ce nu faci? Tu, dacă ești în stare, de ce nu demonstrezi? Deci este ușor a omorât pe Lazar ca să negi învierea lui Hristos. Este ușor să moară Hristos decât să se piardă poporul. Deci este mai ușor să desfințezi biserica ca să nu desfințezi purcăciunea și destrăbălarea. Dar, fraților, la poarta bisericii stă acel Lazar mai minunat. La poarta bisericii stă Iisus Hristos, iar în picturile bizantine veți vedea la intrarea din pronaose sau din afară un arhanghel cu o sabie care spune: pe cel ce intră cu viclenie în casa Domnului, îl voi pierde fără prege. Deci să țineți minte că biserica, curățenia, fecioria și sfințenia și lucrarea duhovnicească a omului credincios nu poate fi distrusă nici de glonț, nici de ură, nici de vrajbă, nici de răutate și nici de răzbunare. Dumnezeu este cu noi și orice sfat vei sfătui, risipi-l va Domnul, căci cu noi este Dumnezeu. Deci trebuie întotdeauna și nu întotdeauna, în toată clipa și în toată vremea și în tot ceasul și în tot minutul și în toată scânteia de viață cât trăim, să-i mulțumim lui Dumnezeu de tot ce lasă în jur. Eu, de când am florit afară toate frumos, mereu le spun la oameni când vin la spovedit: a să dați răspuns că nu vă bucurați de tot ce e pe afară. A, păi, câtă treabă am numai prin pomi, am să mă uit acum. Ai să dai răspuns, pentru că odată cu învierea lui Hristos, învie și lumea, învie și natura, și viața, și omul, și sufletul, și mintea, și haina să bucură. Cum este poezioara aia veche din bătrâni, care la oraș s-a uitat, că dacă s-a desconservat și s-a transformat într-un fel de abator orașul, zice: toți copiii azi se îmbracă cu ce au ei mai frumos. Și părinților le cântă că a înviat Iisus Hristos. Deci vezi? Și haina se bucură. Dar omul dinăuntru. Deci trebuie în fiecare clipă să simți prezența lui Dumnezeu, nu în sărbătoarea morții, ci în sărbătoarea învierii. Iar când faci un păcat, să alergi ca câinele urmărit de glonț și să intri la duhovnic să te spovedești nu odată în an. Ioan Gură de Aur spune, dacă se poate, și de 100 de ori și în toată clipa să te spovedești, că zice, tot cu păcat rămâi asupra ta, fiindcă nu mai caști gura și greșești. Adică trebuie să se simtă o intrare în Ierusalim, cum? În ritmul social, nu în ritmul bisericesc. Noi, făcând parte din societate, trebuie să transformăm societatea. Satul, comuna, orașul, cartierul, lumea. Deci mediul intelectual, mediul de grădiniță, mediul de spital, mediul de școală, toate trebuie schimbate, transformate, nu prozelit, cum se spune, ci duhovnicește, în care să se vadă candela, icoana, respectul de Doamne ajută. Să întâlnesc doi pe drum și că ceau. Ce e asta? Doamne ajută tinere, Hristos a înviat, bună ziua, bună dimineața. Merg doi pe drum, salut, ce saluți? Bună ziua, Doamne ajută! Deci să se vadă o intrare în Iisus Hristos.
Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, așa se spune. Deci, dacă vii în numele lui Dumnezeu, tot locul unde calci este binecuvântat. Pentru că așa încheie David psalmistul. În tot locul stăpânirii lui binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Și bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea. Amin, amin, amin. Bine este cuvântat cel ce vine în numele Domnului.